Croația a găzduit zilele trecute a 6-a ediție a celui mai prestigios turneu de handbal pentru veterani, Masters Handball World Cup. La cele 7 categorii de vârstă au concurat 63 de echipe din 16 țări. HC Bucovina a luat startul la categoria plus 35 de ani. Gruparea condusă de Răzvan Bernicu a înfruntat în faza grupelor echipele ZIK Varșovia, New Giza Egipt și Masters Kills din Polonia, reușind victorii pe linie. În semifinale, HC Bucovina a trecut de polonezii de la Orlik Brzg cu 13-6, iar în finala a învins New Giza Egipt cu 11-10. Acesta a fost al treilea an consecutiv când echipa bucovinană se clasează pe primul loc în Croația. Pe lângă marele trofeu, HC Bucovina a mai câștigat și două premii individuale. Răzvan Gavriloaia a fost golgeterul întrecerii, iar Cristiana Domnică i-a primit titlul de cel mai bun jucător. Pentru echipa campioană au mai jucat Mihai Nicolaievici, Paloma Ionescu, Gabriel Marcu, Răzvan Bernicu, Alexandru Crăciun, Mihuț Pancu, Ionuț Coajă, Cezar Mihai, Bogdan Șoldănescu, Dan Grigoraș, Vlad Glukovski, Simion Sofian, Victor Alexandruaie și Doru Alexa. Iată ce a declarat Răzvan Bernicu. A fost un turneu absolut incredibil în care am arătat că handbalul românesc, cu un plus pentru cel bucovinan, are valoare. Nu a fost deloc ușor, dar o parte dintre noi, pentru că ne cunoaștem de o viață, ne-am simțit mereu bine împreună și pe aceeași lungime de undă, a transmis Răzvan Bernicu. Ca în fiecare an, atmosfera creată de organizatori a fost spectaculoasă.